Medicii pneumologi sunt îngrijorați de înmulțirea numărului de viroze respiratorii asociate cu rinite și o simptomatologie neplăcută. Întâmpinăm un fenomen, să spunem, de viroze respiratorii. Este un pic de epidemie de viroze respiratorii. Nu cred că este chiar gripă, pentru că simptomele nu sunt chiar de gripă patentă, dar această, cum să zic, viroze respiratorii, cred că este dată de rino- și adenovirusuri, pentru că se manifestă prin fisonete, prin ușoară alterare a stării generale, dar o hipersecreție exagerată a nasului, deci ne întâlnim cu o rinoree productivă, cu conjunctivită și cu o tuse care inițial este seacă și ulterior devine, ea devine productivă. În colectivitățile de copii, virozele respiratorii sunt însoțite de varicelă. Medicii recomandă un tratament cu antialergice, antigripale și, dacă simptomatologia continuă, la recomandarea medicilor trebuie început și un tratament cu antibiotice. Apare mai frecvent în colectivități, iar în colectivitățile de copii mici în prezent s-a asociat cu varicela, deci cu vărsatul de vânt. Ideea este că această viroză nu este cu complicații, a avut o evoluție foarte bună și recomandăm pacienților administrarea de tratament simptomatic. Deci merg foarte bine antialergicile, antiinflamatoriile, antigripalele și dacă 3-4 zile starea generală se mai înrăutățește, sau tusea devine cu expectorație mucopurulentă, recomandăm asocierea de antibiotice cu spectru larg. O mare atenție în această perioadă trebuie să o aibă bolnavii cu bronșită cronică, cei care suportă mai greu boala. Trebuie avut mare grijă la pacienții respiratori cronici, deci cei cu BPOC, cu bronșite cronice, care deja au un fond de inflamații cronică respiratorii și atunci aceștia este bine să înceapă antibioterapia din faza inițială, să nu mai ajungem să așteptăm cele 3-4 zile de evoluție. Pentru copii și pentru adolescenți, evoluția a fost foarte bună, deci nu au apărut complicații, nu s-a mers prin pneumonie și alte probleme, dar poate rămâne, de exemplu, o faringită cu dureri la înghițire, deci disfagie, o răgușeală, disfonie și această tusie care poate să se însoțească de dureri retrosternale. Simptomele neplăcute date de aceste viroze sunt legate de apariția unor rinite alergice extrem de contagioase. Medicii recomandă o igienă personală extrem de riguroasă. Dar, de obicei, plămânul nu a fost afectat, deci nu am avut pneumonii, pleurezii sau alte afecțiuni. Însă, această rinită alergică a predominat în mod special în momentul de față și este neplăcut în momentul în care curge nasul, tot mereu de șters. Să nu uităm de măsurile de igienă, pentru că afecțiunea este extrem de contagioasă pentru membrii familiei sau membrii colectivității. Atunci este bine să respectăm igiena, deci tot ce înseamnă obiecte de unică folosință să fie în mod real de unică folosință, batiste de hârtie care ulterior să se arunce, dar să se arunce într-un recipient închis, care ulterior să fie golit și, de asemenea, șervețele, tot ce înseamnă prosopere și fața de pernă pe care se doarme, să fie strict personală. În această perioadă, pacienții care au contractat o viroză respiratorie severă trebuie să aibă grijă să se hidrateze corespunzător, folosind ceaiuri la care se asociază multă lămâie, vitamina C fiind unul dintre cei mai buni detoxifianți.